14-2, Kiberspark a apariția cu Serena. Renovare spectatorilor, așteptăm în finalizare campionatul european din Franța, acolo deja sunt 7 echipe, Franța în calitate de gazdă, apoi Islanda, Anglia, Austria, Irlanda de Nord și Portugalia. Vedem și atmosfera incredibilă, un vener uriaș pregătit de fanii noștri, o să vedeți probabil aceste imagini. Acum, chipului Ștefan cel Mare, aliniat de suporterii noștri, F12 sau F12, cum sunt, a ritat cu bote. Ziua va să marcheze pentru ruși, iar Alexandru Curiano, debutantul Moldovei, a acest an, a trecine care a venit ambele tabere protestatare privesc meciul de fotbal. Moldova-Rusia, iar Macuni se uită la Moldova 1 și probabil țin cu Moldova. Iar ăștia din orășelul Moldova se uită la canalul rusesc Rusia. Putem să presupunem cu cine țin. Interesant ce reacție a avut când se intona imnul de stat al Republicii Moldova, limba noastră. E azi motiv să bucuri, au în plus și dublu. Rusia bate Moldova deocamdată cu 2-0. Numai că e paradoxal. Scandez la proteste, Moldova, se numește orășelul Pobedy sau orășelul Moldovei și să nu ții cu Moldova. Da, moldovenii continuă să voteze așa formațiuni politice. Și-și merită soarta.